Începem însă cu informații de ultimă oră, jaf în stil mare la Constanța, acolo unde trei hoți au reușit să fugă cu peste 4 kg de aur. Spargerea a avut loc la un magazin de bijuterii dintr-un centru comercial. Poliția deja are un cerc de suspect și încearcă să-i prindă pe hoți. Cu mai multe informații vine colega mea Cătălina Buzoianu. Cătălina, bună dimineața! Bună dimineața! Ce se știe până la această oră? Cum au acționat și deja există un cerc de suspecți? Bună dimineața, într-adevăr, putem spune că a fost o operațiune bine pusă la punct. S-a acționat cu aproximativ 15 minute înainte de închiderea centrului comercial. Magazinul de tip Insuliță era deja închis de la ora 20, iar spargerea s-a dat undeva în jurul orei 21 și 45 de minute. Vorbim cel mai probabil de trei suspecți, unul care a supravegheat ieșirea din centrul comercial, un al doilea care a supravegheat Insulița pe care se comercializa aurul, iar cel de-al treilea care a dat de altfel spargerea au furat aurul, iar mai apoi toți trei s-au făcut nevăzuți, cel mai probabil cu o mașină care îi aștepta în parcarea centrului comercial. Vorbim de aproximativ 5 kg de aur, bijuterii care nu erau asigurate, din ceea ce ne-au spus polițiștii, care au, spun ei, un cerc de suspecți, iar în acest moment fac cercetări pentru depistarea făptașilor și tragerea lor la răspundere. Cătălina, fiind un centru comercial, există și imagini surprinse de camere de supraveghere? Polițiștii susțin că există astfel de camere de supraveghere care cu siguranță îi vor ajuta în prinderea celor trei. Așa cum vă spuneam, au deja un cerc de suspecți din ceea ce ne-au spus, astfel că reținerea lor n-ar trebui să fie o problemă pentru ei, ar trebui să fie doar o chestiune de ore. Deocamdată, așa cum vă spuneam, este audiată și vânzătoarea, pentru că în mod normal aurul nu se lasă în magazin în momentul în care acesta se închide. Vă spuneam că nu se știe nici cantitatea exactă, trebuie văzută câtă marfă a intrat în ziua respectivă în magazin, cât a fost comercializată pe parcursul zilei, astfel încât să poată fi stabilit cu exactitate prejudiciul. Mulțumesc foarte mult, Cătălina, vom reveni cu mai multe informații.